Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cum se înțelege Roxana Vașniuc cu soțul ei? Iată ce a mărturisit vedeta. Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț, au spus marele da în fața ofițerului de stare civilă în luna septembrie, iar proaspeții căsătoriți de abia s-au întors din luna de miere. Cei doi au decis să se bucure de o destinație exotică, motiv pentru care au mers în Oceanul Indian. Roxana Vașniuc, detalii despre căsnicia cu soțul ei, Ionuț. Roxana Vașniuc se simte mai împlinită ca niciodată, iar frumoasa vedeta se bucură de o familie minunată. Blondina a postat pe contul ei personal de Instagram o sesiune de întrebări, iar fanii au fost curioși să afle cum se înțelege cu soțul ei, astfel că am vedeta le-a oferit un răspuns. Pentru mine, familia e totul. Ne iubim, ne sprijinim și ne bucurăm de fiecare moment, a scris Roxana Vașniuc pe rețelele de socializare. Roxana Vașniuc își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Roxana Vașniuc este o mamă devotată, iar îndrăgita vedetă mai are o fetiță, însă își dorește să devină mamă pentru a doua oară, astfel că a mărturisit în exclusivitate la antena Stars că vrea să vină din luna de miere cu o surioară sau un frățior pentru cea mică. Cine știe poate ne înmulțim acolo. Ne ducem doi, lăsăm copilul aici și poate venim cu un frățior sau o surioară. Acum dacă mergem atâta drum să stăm degeaba. Sunt toate condițiile. Soțul meu este foarte atent, a venit cu flori, îmi face poze. dată își pierde răbdarea, dar chiar e obișnuit, a declarat Roxana Vașniuc, în exclusivitate, la Antena Stars.